Cea mai periculoasă și abruptă pantă de tramvaie din Europa se află la Iași, mai exact cea care coboară din Târgu Cucu spre Stația Pădurii. Aceasta este cea mai abruptă pantă pe care trec tramvaiele atât din Iași, România, cât și din Europa. O astfel de pantă asemănătoare se mai găsește și în orașul francez Marseille, însă acolo nu trec atât de des tramvaiele cum trec aici în Iași. Mihaela Erimia este vatman de 10 ani, coboară zilnic pe această pantă, iar recunoaște că la început era teamă de porțiunea de drum spre Stația Pădurii. Când coborâți panta? Panta, normal că se merge cu viteză redusă. Cam cât la oră? Cred că maxim 10, la urcare, mai ca să poți să-ți iei demaraj, altfel ai șansă să rămâi împătmolit. Când coborâți, țineți frâna sau cum faceți? Nu, din electrică și eventual frâna de aer. Deci cu frână electrică. Și la nevoie, dacă e, pleacă cu patin. Ați avut vreodată emoții când ați coborât? Frică așa? La început, da. Și cum ați trecut peste această frică? În timp. Deci experiența își pune cuvântul. Vatmanii sunt instruiți să acorde o atenție mult mai mare când circulă în această zonă, cum spuneam, să oprească din deal dacă văd că un vehicul se află în stație, să aștepte plecarea acestuia de aici. Liniile de tramvai din zona pantei au fost înlocuite complet anul trecut. Chiar și așa, unii călători se tem că tramvaiul va aluneca rapid la vale. V-a fost vreodată frică de un accident aici? Sincer, da. În urmă cu 12 ani, un accident grav a avut loc pe această pantă. Din cauza umezelii, tramvaiul care coboară panta nu a mai putut fi controlat de vatman și a intrat în tramvaiul oprit în stație. Din acel moment, regulile sunt stricte pe acel tronson de drum. Pe această distanță de 100 de metri de aici până unde se vede în deal, e o diferență de nivel de aproximativ 8 metri, între 7 și 8 metri pe alocuri. Acum am marcat un an de la inaugurarea lucrărilor pe acest tronson. Acest tronson a avut nevoie de reabilitare pentru că era învechit, însă noi acum ne bucurăm că putem să abordăm circulația pe această parte într-un mod mult mai sigur. Este totul performant, este modern. Mijloacele de transport în comun sunt de asemenea moderne. Zilnic, peste 200 de curse care trec și prin Stația Pădurii se realizează doar dus spre cartierul Tătăraș.